Bună ziua, dragi ascultători! Este primul interviu din categoria ce se va intitula Intelectuale de astăzi. Ei bine, în ziua aceasta l-avem invitat pe domnul lector Liviu Damian, ce predă în cadrul Facultății de Istorie, Universitatea din București. Mă bucur că l-am cunoscut pe domnul profesor în timpul în care am fost student al acestei prestigioase universități și facultăți. Mă bucur de ce? Pentru că dânsul mi-a deschis și mai mult drumul pentru a îmbina istoria cu teologia. Acum voi lăsa pe domnul profesor să ne spună scurte cuvinte despre ceea ce înseamnă intelectualul de astăzi și nevoia tinerilor de astăzi de a cunoaște și de a fi alături de un intelectual. În ce privește chestiunea aceasta intelectualului, cred că rolul intelectualului în societate este acela de a supraveghea dinamica ideilor sau mișcarea ideilor în societate. Deci, intelectualul trebuie să-și asume acest rol de a judeca felul în care ideile se mișcă în lumea socială. De altfel, cultura, în esență, este o rețea de povești cu care crește omul. Aceste povești dau subiectivitatea individului și, de asemenea, dau și practica socială. Și vedem că acestea țin de idei, de mentalități. Prin urmare, există o istorie a ideilor, există o istorie a mentalităților. Acestea dau practică socială și, prin urmare, trebuie să interogăm asupra lor. Trebuie să vedem în ce direcții se mișcă aceste idei. Și atunci, cred că rolul intelectualului este mare. Vorbesc despre intelectualul care își asumă cu adevărat o dimensiune a umanismului. Adică dacă a înțeles cu adevărat omenitatea omului, ca să mă exprim așa, și în măsura în care îl prețuiește pe om, și în măsura în care crede că omul poate fi valorificat prin idee, atunci cred că intelectualul trebuie să-și asume acest rol de a supraveghea mișcarea ideilor în societate. Și aici, desigur, avem idei politice, avem idei filozofice, avem idei religioase, ezoterice. Sunt foarte multe, foarte multe, 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 multe idei. Și atunci, trebuie să existe un centru de cunoaștere serios, acum există mai multe centre de cunoaștere, de la internet până la, să zicem, universitate, sunt foarte multe centre de cunoaștere, dar avem nevoie de un mentorat, de ceva. Trebuie să mentoreze copilul aceste idei și atunci cred că intelectualul care întotdeauna trebuie să-și bazeze afirmațiile sale și concluzive sau toate aceste lucruri de cercetare riguroasă și serioasă, atunci el are un rol important. Oarecum să dea direcții, să observe controlele acestei idei, să vadă dacă anumite lucruri sunt bune, dacă anumite lucruri sunt rele, desigur, în funcție de fundalul cultural în care lucrează și poate să evalueze aceste lucruri în acest fel. Mă bucur să vă aud și știți lucrul acesta, căci tind să cred mereu că sunt un bun ascultător. A spus dumneavoastră că intelectualul trebuie să-și asume o dimensiune a umanismului sau o cultură umană. Am putea să spunem același lucru, îl remarca și Andrei Pleșu. Astăzi, tânărul se poate intitula intelectual fără o pregătire temeinică, să spun, umanistă? Doar cu o pregătire ce rezultă din divertismentul care vine, sigur, din lumea virtuală, lumea internetului și a televizorului și a citirii de ziare, cred că nu poate să vină această dimensiune. Cred că din concepția noastră despre lucrurile fundamentale legate de om, cum ar fi concepția despre moarte, de exemplu, omul poate să aibă și o concepție cu privire la felul în care trebuie să-și trăiască viața în prezent. Cristina Tihaș, care a făcut cercetare sociologică la Cluj pe aceste probleme,
de la ea iau această afirmație legată de felul în care, din viziunea pe care o ai despre moarte, doar pe exemplu, îți dă și un mod de a trăi în prezent și atunci toate aceste aspecte ale nașterii, ale trăirii vieții umane până la moarte, capitolele fundamentale ale vieții noastre, dacă ele nu sunt văzute într-un mod serios, atunci, dacă sunt trivializate, cum zice Conrad Lorenz despre moarte, cum este trivializată moartea în Occident, atunci cred că se pierde și dimensiunea a felului în care trebuie să ne întâlnim viața noastră astăzi și atunci pare cum și fel de împlinirea umanului. Deci, prin urmare, avem nevoie de o lectură a acestor puncte. Eu cred că generația trebuie să se află foarte mult în lumea trivialităților, a lucrurilor divertismentului, a sufletului obraznic, ca să spun așa. Și fără a vedea că viața este colectivă, deci este experimentul și că trebuie dezvoltată pe temeri serioase, reflecția asupra lucrurilor fundamentale ce ține de acum, atunci nu cred că trebuie pot fi, sau și pot să aibă această dimensiune intelectuală, intelectualității. Evident, vorbim despre un intelectualism mai mici, ci despre dezvoltarea capacităților noastre de cunoaștere, facultăților noastre cognitive, cum zice filozofii, deci o cunoaștere care să îl pună pe om într-o poziție serioasă, de a comunica o cultură gândită, o cultură asumată. Asta înseamnă, cum ar zice și Immanuel Kant, ieșire din minorat. Și cred că dacă punem ideea de intelectualitate alături de această dimensiune a cercetării și de a reflecta serios asupra existenței umane, atunci acestea puse împreună cu lecturi serioase ale clasicilor, chiar și pentru istorici, Mihai Berza, avea un sfat într-un studiu publicat în anii 40. Și istoricii, tineri, viitori istorici, trebuie să studieze pe filozofii clasici pentru a vedea care teme sunt serioase în cercetarea istoricului. Deci un studiu, să zicem, o cercetare a temelor fundamentale ale existenței umanești, ne pot educa cu totul ceea ce este serios în această viață. Și atunci, eu cred că raportul acesta tineri intelectuali se poate dezvolta dintr-o lectură serioasă, dintr-o concepție despre lumea și viața serioasă, chestiuni fundamentale legate de viața umană, fără a le trivializa, adică cu adevărat să credem în aceste valori umane. Altfel nu văd cum se poate dezvolta o înțelegere asupra ceea ce înseamnă dimensiunea aceasta umană. A zis Steve Fuller, un profesor de sociologie a cunoașterii, de mult, într-o conferință, vorbim despre criza din științele actuale, ce ne poate scoate din această criză? Ce este suficient pentru a ieși din această criză? Numai banii? A zis el. Și atunci a răspuns tot la această întrebare că avem nevoie de motivație serioasă pentru a face știință și pentru a avea cunoaștere. Și l-a dus în discuție teologia, pentru că eu cred că teologia este o motivație serioasă cu privire la ceea ce înseamnă umanism. Am jurnalat atât de mult printre teme și am ajuns poate la una dintre temele noastre favorite, atât a mea cât și a domnului profesor, teologia. Personal tind să cred că o cultură umanistă implică foarte, dar foarte mult și elementul religios, alături de istorie și filozofie, desigur. Despre teologie aș vrea să întreb pe domnul profesor, unde credeți că s-ar situa un tânăr pe drumul lui de a se cultiva și de a se forma intelectual, pe drumul acesta al cunoașterii teologice, spirituale și istorice și filozofice? Cred că teologia nu poate fi studiată doar pentru ea însă și mai ales în contextul în care ne aflăm astăzi. Ea trebuie studiată cu elementul și poate disciplină. Măsura în care o vedem în acest dialog cu alte discipline este și măsura în care putem vedea specificitatea ei mai mult. Și aici zice în acest fel că teologia, atunci putem descoperi și felul în care teologia se adresează
vedem teologia în dialog cu alte discipline. De altfel, dacă mă uit acum pe scena discuțiilor teologice, și în Occident, sunt foarte, foarte mulți profesori din alte discipline care acum fac teologie. John Lennox, de exemplu, profesor de matematică la Oxford, Alistair McGrath, care a fost cercetător în biologie moleculară, acum face teologie, John Polkinghorne, profesor de matematică și fizică teoretică la Cambridge, a făcut cercetare în fizică și apoi s-a îndreptat spre teologie. Aș putea continua și cu alți cercetători din Statele Unite, filozofi cum ar fi Alvin Plantinga și alții care fac teologie dinspre domeniul lor de cercetare, domeniul lor particular de cercetare sau de formare intelectuală. Și când ne uităm la acești oameni, vedem cât de bine se cristalizează gândul teologic scrierile lor și în felul în care articulează aspectele credinței. Și atunci aș spune că teologia trebuie pentru tânăr să se formeze din dialogul cu celelalte discipline. Deci ce obține acest aspect sub aspectul acesta al cercetării și al cunoașterii, cred că dialogul cu celelalte discipline este obligatoriu. Iar în ce privește dimensiunea, să zicem, duhovnicească, dincolo de această, să zicem, formare intelectuală care necesită mult efort în ce privește teologia, pentru ca și ea să fie, să zicem, alături de alte discipline, dacă și are pretenția că este o disciplină academică, atunci ea trebuie să fie foarte, foarte bine prezentată și articulată. În ce privește dimensiunea duhovnicească, eu cred că tânărul trebuie să-și asume filozoficește credința. Foarte frumos spus. Filozoficește credința. De ce filozoficește? Și nu doar simplu să-și asume credința sau mărturisirea? Acum depinde de se află tânărul. Dacă tânărul se află într-un context în care trebuie să articuleze aspecte ale credinței în dialog cu alte discipline sau poate într-un cadru în care sunt oponenți, să spunem așa, ai afirmațiilor credinței, atunci tânărul trebuie să dea dovadă că, într-adevăr, credința pe care o afirmă este gândită și este trecută prin minte și, cu alte cuvinte, afirmații de acest fel, să zicem, credința asumată filozoficește, înseamnă că, oarecum, rațiunea a ajutat credința și credința a ajutat rațiunea. Este ca și cum ai rațiunea în casa credinței. Este credința care ridică rațiunea în anumite momente și este și rațiunea care dă de multe ori dovezi credinței și din credința. Este un raport frumos pe care îl găsim între rațiune și credință la părinții bisericii. Părinții bisericii întotdeauna s-au mișcat în această dialectică, fel de argumentare, credința, rațiune și au fost în același timp și oameni duhovnicești. Au fost acest model extraordinar pe care îl vedem în istorie de păstori erudiți. Lucru de care avem mare nevoie și cred că acesta trebuie să fie pentru momentul nostru la cultura acum, sau dacă asta este cultura, sau poate în aspecte subcultură, avem nevoie de acest model. Tineri care să fie formați cu acest model. Păstori, erudiți. Tineri care cunosc, sufletește cum stau lucrurile și duhovnicește, dar în același timp care pot integra în ce privește cunoașterea, care pot integra foarte bine afirmațiile de credință sau aspectele fundamentale de credință în această cultură. Și prin dialogul pe care trebuie să-l aibă neapărat biserica cu cultura. În acest sens, eu cred că rolul bisericii este să teologisească. Deci să vorbească despre Dumnezeu în acest